Că s-a mai întâmplat ceva, că se mai poate întâmpla multe după faza cu accidentul, colegul ăla care i-a făcut accident cu camionul din cauza la turiști, după cum am povestit în vlogul anterior, probabil cred că pe săptămâna care vine ar trebui să fie gata. Treaba e în felul următor, că astăzi l-a urmărit ghinionul iar pe colegul meu. Cineva, o anumită persoană, a sunat la poliție la 112 și a făcut o plângere că, domnule, este un camion care vine din zona X și se îndreaptă către zona Y și îi curge nisip din benă și nu este ok și bla 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 și tralala și mă rog. Salutare și bine ați revenit la un nou vlog cu The Man Driver de pe insula de gheață. Bine ați venit în Islanda și în cursele de sud. Astăzi dăm bătăică la ultima cursă pe ziua de astăzi și voiam să vă mai povestesc ce s-a întâmplat. Că s-a mai întâmplat ceva, că se mai poate întâmpla multe după faza cu accidentul, colegul ăla care i-a făcut accident cu camionul din cauza la turiști, după cum am povestit în vlogul anterior, și v-am arătat și ceva imagini din ce am avut și din ce am putut eu surprinde, și cu daunele camionului. A doua zi, de fapt el în ziua respectivă a plecat în Reykjavik cu camionul. Giovanni, ce te duce așa în turație mare? A plecat cu camionul în Reykjavik și a doua zi dimineața l-a dus la reparat, la constatare, la constatarea daunei și, nu știu, probabil, cred că pe săptămâna care vine ar trebui să fie gata. Treaba e în felul următor, că astăzi l-a urmărit ghinionul iar pe colegul meu, tot pe același coleg. Dar, din fericire, nu a avut accident astăzi, din fericire, da. Nu a avut accident. În schimb, remorca lui fiind una mai veche, nu i se închide ublonul cum trebuie. Și probabil cineva, o anumită persoană, a sunat la poliție la 112 și a făcut o plângere că, domnule, este un camion care vine din zona X și se îndreaptă către zona Y și îi curge nisip din benă și nu este ok și bla 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 și tralala și mă rog, chestii de genul ăsta. Și bineînțeles, l-a oprit poliția, a făcut o verificare completă și la camion, și la remorcă, și la tahograf, și la greutate, și la tot, că da, asta este treaba și cred că i-au dat o amendă. Momentan i-a dat doar o hârtie de control și chestii de genul ăsta, dar probabil pe săptămâna care vine, astăzi fiind vineri, se poate aștepta la ceva amendă în contul lui bancar. Bineînțeles, nu este vina lui că ce putea el să facă, doar nu putea el să sudeze oblonul acolo sau să repare ceva sau să-i facă ceva. Se mai poate întâmpla chestii de genul ăsta. Și cu siguranță o să o plătească patronul, că da, la card era bine, la tot era bine, în afară de treaba asta. Că na, cineva a făcut plângere. Și băi, e nisip, e o chestie fină, nu sunt pietre, să zici că îți face damage la mașină sau chestii de genul ăsta. Problema e că ok, e greșeala lui că na, i-a curs nisip din benă și chestii de genul ăsta. Problema e și la șoferii aia care conduc, bă, dar lipit de tine, frate. Dacă ar putea, s-ar băga sub tine să meargă. Deci s-ar băga sub tine să meargă. Cum mai este ăsta cu Suzuki din spatele meu, are momente când, bă, frate, vine foarte, foarte, foarte aproape. Nu vorbim de distanța de siguranță. Aia nu există pentru dânsii. Deci stau foarte aproape unul de altul și se plâng că, domnule, că i-a sărit o piatră dintre roți, că, domnule, i-a sărit nu știu ce, dar distanța de siguranță ei nu o păstrează. Și bineînțeles se pot întâmpla chestii de genul ăsta. Uite, de exemplu ăsta cu Suzuki în momentul de față, distanța între mine și el sunt de 3 linii din astea, da? 3 linii din astea. 3 linii din astea, nu știu nici măcar dacă sunt 25 de metri între noi. A.
Ceea ce nu este ok. Pentru că nu este ok. Dacă eu frânez brusc și el nu este atent o secundă jumătate sau o secundă, îl găsesc sub mine. Da, na, cum v-am mai zis, mulți știu doar să se plângă, mulți știu doar să învinuiască în stânga, în dreapta și pe ăla și pe ăla și pe celălalt, că ăla, domnule, este vinovat, dar ei nu păstrează distanța, ei nu respectă regulile de circulație, pe ei nu interesează absolut nimic, ei doar vor să meargă în legea lor și să nu-i deranjeze nimeni și eventual să meargă și cu 150 și să-i se facă și drum și autostradă și mă bate soarele în ochi, bată-te iar cucu să te bacă de soare. Și dacă dau parasolar acum în jos, nu o să mai vedeți voi nimic de aici. Așa. Și asta este cumva problema, că ei nu respectă nici limite de viteză, nici distanță, nici nu se asigură absolut deloc. Dar ei, în schimb, au pretenția ca ceilalți participanți la trafic să se comporte corespunzător și legal din toate punctele de vedere, ca dânsii să se simtă confortabil și să stea bine mersi la volan și să nu-i deranjeze nimeni. Asta este o mare problemă. Și nu doar aici în Islanda, și prin România și peste tot. Majoritatea se grăbesc, care nu se grăbesc, bă, nu se grăbesc absolut deloc și mai mult încurcă traficul decât alta. Și am învățat niște chestii destul de interesante de la ei, de la poporul ăsta de aici. Bă, atâta timp cât nu se plânge nimeni de o chestie, înseamnă că e ok. Dar în momentul în care începe să se plângă, încercăm să facem lucrurile corect. Da? Încercăm, dar nimeni nu spune că o să fac. Mă rog, ideal ar fi fost să avem niște prelate, dar remorca asta nu este dotată cu prelată. N-am prelată, eu n-am ce să-i fac. Chiar dacă se plânge careva, chiar dacă mă oprește poliția, chiar dacă îmi dă amendă, eu nu o să plătesc amenda respectivă, ci o să o plătească patronul. Pentru că este remorca lui și bunul lui. Dacă el nu mi-a spus niciodată în 7 ani de zile să pun prelată, n-am pus prelată. Și oricum, ce dracu să pună prelată, mâncava-și gura voastră pe vântul ăsta aici în Islanda. Ideal ar fi fost niște remorci din alea cu prelată automată, care pur și simplu apeși pe un buton, se închide prelata singură, nici nu ți-o ia vântul, este și închisă bine și nu ai stres. Dar, mă rog, înțelegeți voi, da, ei, dacă pe ei nu interesează, pe mine ca și angajat, nici măcar atât, că nu este vina mea. Acum o să vedem ce o să se întâmple, oricum o să vă țin la curent în legătură cu treaba asta, o să vă zic și cât este amenda, dacă i-au dat amendă. În schimb, nu m-am întâlnit cu colegul, nu știu dacă a mai condus aici sau s-a întors înapoi în Reykjavik. Dar a avut un decalaj destul de măricel și are un decalaj destul de măricel față de mine, pentru că el a fost ultimul, eu am fost al doilea, dar eu m-am dus, am descărcat, el oricum avea vreo 10 minute să spunem după mine, eu am fost, l-a oprit poliția pe el, eu am fost, am descărcat, am mai condus o oră înapoi, m-am oprit la pauza de masă și am stat, cred că vreo 15 minute, în timp ce mâncam, a trecut și el. Deci, practic, el se ducea la descărcare. Ca să calculez timpul în mare, el ar avea cam o oră și un sfert față de mine. Adică, după încărcarea de aici, eu, practic, ar trebui să mă întâlnesc cu el undeva pe traseu, la undeva la o oră distanță, să zicem plus minus. Acum nu știu ce să vă zic, rămâne de văzut. Dacă a mai rămas să mai conducă în continuare, dacă a plecat către Reykjavik, automat nu o să mă mai întâlnesc cu el. L-am sunat și l-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a explicat așa în mare cam ce a știut el să-mi explice. Acum ce să vă zic, Dumnezeu cu mila. Dacă ăsta o să vrea să pună prelate, să pună prelate. Dacă nu vor să pună prelate, este strict problema lor. Aici chestia asta este foarte relaxantă pentru șofer. Oamenii își asumă, adică patronii își asumă ceea ce se poate întâmpla și în caz de ceva plătesc amenzile, pentru că nu este de datoria mea. În mod normal, el la cărat nisip de genul ăsta ar fi trebuit să aibă niște remorci cu prelată automată.
nu cu prelată manuală, da, cum pune, pentru că aia nu ai în Islanda, nu ai cum să o tragi prelata aia manuală. E imposibil, dacă bate vântul și așa, n-ai cum. Poți să faci tu ce ai face, că n-ai să o întinzi. Nici măcar cu doi oameni, și depinde foarte mult cum bate și vântul. Și plus de asta, pui prelata aia, dar nu o să țină, nu o să ți-o rupe, ți-o face căcat, pentru că prelata asta care nu este, cum îi spune, care o întins tu la mână, are el niște elastice pe care tu practic le întinzi și le agăți de cărlige și așa mai departe. Problema apare că tu ai niște elastice, nu este nimic fix, da? Și îți poate întinde elasticul respectiv și îți rupe prelata, pentru că aici bate vântul, frate. Și apoi când bate vântul, apoi bate la arcucu să-l bată. Și acum am un pic de vânt din spate, nu este exagerat, dar e un pic de vânt undeva la vreo 25 de km, 20-25 de km pe oră. În schimb, săptămâna trecută, vineri, am avut aproape 80 de km vânt pe oră din spate. Ceea ce e cumva ok. De data asta m-am încărcat, dar m-am încărcat, nu mi-am mai lăsat moțul ăla pe mijloc, ci practic l-am nivelat. Și nu știu exact dacă mai pică nisip sau nu, dacă ar mai ia vântul sau nu. În mod normal nisipul e ud, dar ce Dumnezeu să-i facă, n-am ce să-i fac. Asta e treaba, el oricum se usucă. De frig este frig, sunt aproximativ 4 grade Celsius. E așa și așa. Cu ajutorul bunului Dumnezeu am ajuns și la descărcare între cine vă dămați. Păi da, am un somn în cavaș gura voastră. Mamă, de nu-i adevărat. Și mai am încă vreo 300 de kilometri de băgat de aici în seara asta, pentru că în seara asta o să dorm la hotel. O să dorm la hotelus. Uitați așa să descarc, că se mai înclină venul asta. Și o să fac un trip în jurul Islandei zilele astea, sâmbătă și duminică și vineri, azi fiind vineri. Mâine, chiar dacă m-ar chema la muncă, nu mă duc. Așa că treaba e bună, dar mai durează. Mă duc frumos către descărcare de acum. Și colegul ăsta de aici cu vola, care împrăștie. A încărat un pic de nisip, a? Încărat un pic de nisip, nu glumă. Da, e un pic. Ne apropiem de 4.000 de tone. Să vedem săptămâna care vine. Din ce am înțeles astăzi, e că nava nu mai ajunge luni, ci ajunge undeva pe miercuri sau joi, din ce ziceau ăștia. Așa că probabilitatea să se muncească mâine e cam mică. Deci înțelegeți ce vreau să vă zic. Și așa că băieții o să bage andotraseul de luni, adică noi. Și o să vin și eu de luni. În seara asta, băi, deci sunt atât de obosit. Deci nu știu cum a trecut ziua de astăzi. Deci mă simt așa de extenuat, maxim. Aparte cu cursele astea lungi, care dă înainte, înapoi, înainte, înapoi, turiști și așa mai departe, plus câteva ore dormite în ultimele nopți. Am acumulat, cred că, 7 ore, să zic, de somn, în două nopți. Și bătrânețele își spun cuvântul, bineînțeles, op, 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 că aici să te draci, măia. Bătrânețele își spun cuvântul. Să mă duc la parcare. Nu știu dacă a plecat soția de acasă, că trebuie să vină soția să mă ia. Și să vezi tu ce înclănță în dinții în gură de fric până ce ajunge dânsa. Pentru că eu o să las cheia de la camion. O să o las în Toyota, în Hilux. Mașina cu care venim noi de la garaj la parcarea camioanelor. Și în caz că se lucrează mâine sau chestii de genul ăsta, să conducă băieții camionul meu. Dacă vrea careva să vină să conducă, n-are decât, dacă nu, să mi-l lase parcat. Dar cheia trebuie să o las. Că dacă nu stăteam în camion, trăgeam un pui de somn până ce venea soția și na, înțelegeți voi.
cum stă treaba. Acum, ce să vă zic? E să văd eu dacă din stânga văd că vin ceva mașini. E să văd în dreapta. Da, vine una. Să mă opresc aici. Oricum, am de așteptat în frig și până una altă o să strâng ăsta de aici. Aștept să vină și... aveam timp să mă... Ah, cârcelul! Ah, futuț cârcelul, măti! Aveam timp să mă bag, dar o să mă bag după asta. Până vine soția să mă ia, o să-mi strâng de aici din camion una alta. După aia o mai vedea eu. Când pleacă băieții, trebuie să le dau cheia, ah, cheia de la camion. Unul la mână, doi la mână. Posibil să-l aștepte și pe colegul celălalt. Posibil, dacă nu-l așteaptă, am belit-o. O să stau în frig și o să-mi clănță în dinții în gură. Cum tremură câinea aia la injecție. Mamă, dar ce cârcel m-a luat la picior. Ah, asta e de la prea mult stat jos. Prea mult în poziția asta inconfortabilă la volan. Dar da, asta e treaba.